Bună seara și bine v-am găsit, dragi români de pretutindeni, oriunde v-ați afla! În această seară vă prezentăm în premieră episodul numărul 59 al emisiunii Țepar din Diaspora, cu un nou caz de înșelăciune din capitala mondială a țeparilor, Londra, iar protagoniștii sunt aceiași doi țepari în serie, pe care vi-am prezentat deja în episoadele precedente, numărul 45, 47, 49, 54 și 57, Răileanu Cătălin de 32 de ani din București și Stoleru Cristian Ionuț de 36 de ani din Roman, județul Neamț. Persoana păcubită din acest episod se numește Bechir Mariana, în vârstă de 35 de ani din Galați, rezidentă în Londra, Anglia, de 3 ani, iar suma cu care aceasta a fost înșelată de către cei doi țepari în serie este de 5.650 de lire, care a constat în transportul mașinii sale din Anglia în Galați, pe 650 de lire, pe care i-a plătit cash, și contravaloarea mașinii marca Mercedes Vito, de 5.000 de lire. Cu acești doi țepari în serie fără scrupule, care sunt specializați în infracțiuni cu transport mașini pe platformă din Anglia în România, ați putut vedea până în prezent alte 5 episoade cu alte 5 cazuri de înșelăciune identice, iar în curând veți putea vedea și alte episoade cu alte persoane păcubite în cadrul emisiunii Țepari din Diaspora, pentru că aceștia au înșelat în doar 2 luni 10 de persoane, iar prejudiciul depășește suma de 100.000 de lire. Unul dintre cei doi țepari, Soleru Cristian Ionuț, este rezident în Italia, unde are o afacere cu transport mașini, dar acesta mai deține și o firmă de transport în Londra, Cristiano Trans Ltd., care a fost înființată în 21 ianuarie 2019, activă și în ziua de azi. În urma investigațiilor făcute, Diaspora Online TV a descoperit că Soleru Cristian Ionuț mai deține o activitate de transport și în Italia, reușind să obțină astfel numărul de telefon și pagina sa de Facebook din Italia, cu serviciile de transport pe care acesta le oferă pe teritoriul Italiei. Cel de-al doilea țepar, Răileanu Cătălin, este rezident în Londra, unde deține o afacere cu tractori auto, iar acesta este de fapt creierul acestui grup infracțional organizat și cel care a pus la cale 10 de cazuri de țeapă în domeniul transportului de mașini pe platformă din Anglia în România în perioada octombrie și noiembrie 2019. Păgubita Bechir Mariana i-a cunoscut pe cei doi țepari în noiembrie 2019 prin intermediul site-ului de anunțuri din România, OLX, pentru că aceștia aveau diferite anunțuri cu astfel de servicii de transport mașini pe platformă din Anglia în România, fără să bănuiască măcar că aceștia sunt de fapt niște infractori și că fac parte dintr-un grup infracțional organizat specializat în astfel de înșelătorii. Prin urmare, în 15 noiembrie 2019, mașina lui Bechir Mariana a fost ridicată din Anglia de către Stoleru Cristian Ionuț și Răileanu Cătălin pentru a fi transportată în Galați, conform înțelegerilor dintre părți, iar plata pentru transportul mașinii de 650 de lire, păgubită a plătit-o cash, așa cum au preferat cei doi țepari, pentru că, în mod evident, aceștia au vrut să evite plata prin transfer bancar ca să nu existe dovezi în acest sens. Țeparii nu i-au dat nicio factură păgubitei pentru cei 650 de lire achitați cash la ridicarea mașinii sale, dar în schimb i-au dat un CMR, care este documentul obligatoriu pe care firmele de transport trebuie să-l dea clienților atunci când încarcă mașinile pentru a fi transportate pe platformă, care ulterior s-a dovedit a fi fals, exact ca și în cazul celorlalte cazuri cu acești doi țepari în serie pe care vi l-am prezentat la Diaspora Online TV. După ce mașina sa a fost încărcată în Anglia pentru a fi transportată în Galați, Bechir Mariana a încercat de mai multe ori să-i contacteze pe cei doi țepari, ca să vadă care este statusul transportului. Prin urmare, după această perioadă, cei doi țepari în serie nu i-au mai răspuns la telefonul lui Bechir Mariana, pentru că a fost blocată, mașina nu i-a mai ajuns acasă în Galați nici până în ziua de azi, iar abia atunci păgubita și-a dat seama că a fost înșelat într-un mod banal și nu și-a pierdut doar banii pentru transport, ci și propria sa mașină în valoare de 5.000 de lire. În cele din urmă, după aproximativ 10 săptămâni, Bechir Mariana a făcut public în grupurile de Facebook cazul său de înșelăciune. Prin urmare, Bechir Mariana a făcut plângere la poliția din Anglia pentru această faptă de înșelăciune, iar chiar dacă cazul a fost înregistrat și preluat de către polițiști, încă din luna noiembrie 2019, țeparii nu au fost găsiți de către polițiști, iar imediat după această țeapă, aceștia au continuat să înșele și alte persoane în aceeași perioadă, în același mod, iar din investigațiile noastre, numărul victimelor se ridică la 10 de persoane, cu un prejudiciu ce depășește suma de 100.000 de lire. Bechir Mariana a încercat să facă plângere și la poliția din Italia, unde unul dintre cei doi țepari, Stoleru Cristian, este rezident. Dar polițiștii nu au preluat cazul pentru că fapta nu s-a petrecut pe teritoriul Italiei, ci pe teritoriul Angliei și nu este de competența lor.
Menționăm faptul că pe durata investigațiilor, Diaspora Online TV a descoperit mai multe persoane care au fost înșelate de către acești doi țepari în același mod, iar poliția din Anglia a preluat plângerile doar la câțiva dintre păgubiți, restul fiind ignorate, motivând faptul că sunt cazuri civile, deși toate cazurile de înșelăciune sunt identice, diferența constând doar în sumele plătite pentru transport și marca mașinilor abandonate sau furate, după caz. Rolul lui Răilanu Cătălin, care era creierul acestui grup infracțional organizat, era acela de a gândi, de a coordona și de a organiza toate țepele pe teritoriul Angliei, iar stolerul Cristian Ionuț era șoferul care se ocupa de ridicarea mașinilor, încasarea banilor pentru transport și abandonarea mașinilor la mică distanță de locația unde se încărcau, în unele cazuri acționând singur, iar în alte cazuri împreună cu partenerul său, Răilanu Cătălin. Pentru transportul mașinilor, aceștia folosesc deseori platforme închiriate de la firma ABT Căcer Sale în Cluj-Napoca. Dar din investigațiile noastre am constatat că această firmă nu este complice la infracțiunile celor doi țepari. Bechir Mariana, după ce a făcut public acest caz pe Facebook, au ieșit la iveală și alți 14 păgubiți care s-au cunoscut și au format pe Facebook propriul grup, cu toți cei care au fost înșelați în același mod de către aceiași doi țepari fără scrupule, iar din acest grup face parte și Diaspora Online TV, astfel încât să poată ține legătura în mod constant cu toți cei păgubiți. Prin urmare, toate aceste persoane, care au fost înșelate de către cei doi țepari în serie, țin legătura între ei prin intermediul acestui grup de Facebook, unde periodic se comună stadiul anchetelor poliției, pentru fiecare caz în parte, și tot ceea ce are legătură cu cei doi țepari. Din păcate, doar o mică parte dintre persoanele care sunt în acest grup de Facebook își dau interesul și se implică concret în aceste cazuri, sperând ca poliția să le găsească mașinile, așteptând ca alții să iasă public cu cazurile lor, astfel încât să poată avea și ei beneficii sau speranțe în recuperarea mașinilor și a banilor cu care au fost înșelați. Între timp, Bechir Mariana a dat în consemn la frontierele din România mașina sa pentru ca să fie reținută la vamă dacă cei doi țepari vor intra cu mașina în România. Cu ajutorul unui alt păgubit pe nume Radu Roatis, care a fost înșelat de către aceiași doi țepari, în același mod cu două mașini, păgubita a reușit ca să-și găsească mașina abandonată la 5 minute de locația unde a fost încărcată, într-o parcare, pentru că cei doi țepari îi indicase lui Radu o adresă greșită pentru a-și recupera una dintre cele două mașini ale sale, din cauza că țeparii au încurcat locația mașinilor abandonate, iar la această adresă era de fapt mașina lui Bechir Mariana. Deci, Bechir Mariana a dat mașina sa în consemn la toate frontierele din România, dar de fapt aceasta se afla abandonată la doar 5 minute distanță de casa unde locuia în Anglia și de unde mașina a fost ridicată. În urma investigațiilor făcute, Diaspora Online TV a reușit să afle identitatea reală a celor doi țepari în serie, Răilanu Cătălin și stolerul Cristian Ionuț, reușind să obțină nu doar datele de contact, ci și buletinele acestora. Atunci când stolerul Cristian Ionuț a fost contactat de către Ovidiu sau alți păgubiți, acesta l-a învinovățit de fiecare dată pe Răilanu Cătălin, spunându-le că el nu a fost decât un simplu șofer și că nu a contribuit la aceste țepe, iar totul a fost pus la cale de către Răilanu Cătălin. Diaspora Online TV a obținut de la păgubiți numerele de telefon ale țeparilor și a încercat să-i contacteze pentru un punct de vedere în legătură cu aceste cazuri pe care le investigăm. Dar, din păcate, aceste numere sunt inactive, pentru că, evident, au fost folosite doar în scop infracțional și ulterior dezactivate, motiv pentru care echipa noastră a fost nevoită să obțină, prin diferite surse, alte numere reale de telefon a celor doi țepari, astfel încât să poată lua legătura cu aceștia. Prin urmare, echipa noastră l-a contactat pe țeparul stolerul Cristian Ionuț pe un număr de telefon din Italia, iar acesta a dat vina pe partenerul său de afaceri, Răilanu Cătălin, comunicându-ne faptul că el este un prosper om de afaceri, o persoană serioasă și că nu are nicio legătură cu aceste fapte de înșelăciune, în condițiile în care el a fost cel care a primit banii cash și a ridicat toate mașinile de la cei păgubiți, el a fost cel care a dat CMR-ul fals pe care îl dădea clienților și tot el a fost cel care le-a abandonat mașinile păgubiților la doar câteva străzi distanță de locația de unde le încărcase. De asemenea, acesta ne-a mai comunicat faptul că este nevinovat, că nimeni nu are ce să-i facă, că el cunoaște foarte bine legile atât din Anglia cât și din România și că nu există dovezi concrete care să-l incrimineze, făcându-i incompetenți, limitați și proști pe toți păgubiții care au putut lua țeapă de la ei în acest mod stupid. Separul Storelu nu a dorit să ne furnizeze informații despre Răilanu Cătălin și identitatea reală acestuia, încercând să-l acopere, spunându-ne că nici el și nici Răilanu nu sunt separi
și toată vina o poartă persoanele păgubite care s-au lăsat înșelate atât de ușor și au dat dovadă de foarte multă naivitate. Stolerul Cristian Ionuț a fost foarte vulgar atunci când l-am contactat telefonic. Ne-a amenințat, ne-a vorbit de sus cu aroganță ieșită din comun și un tupeu fantastic, iar toate aceste lucruri vi le vom prezenta în următoarele minute, atunci când vă vom prezenta câteva dintre înregistrările telefonice pe care echipa Diaspora Online TV le-a avut cu acest separ în serie. De asemenea, în următoarele minute vă vom prezenta câteva mesaje pe WhatsApp dintre țeparul Stolerul Cristian Ionuț și echipa noastră și astfel puteți vedea abordarea și atitudinea acestui infractor calificat în astfel de fapte de înșelăciune, vulgaritatea de care a dat dovadă și felul în care ne-a amenințat atunci când a fost întrebat dacă are un punct de vedere în legătură cu toate cazurile de înșelăciune în care este implicat împreună cu partenerul său, Răileanu Cătălin. Echipa Diaspora Online TV a reușit să ia legătura și cu Răileanu Cătălin, iar acesta nu s-a arătat afectat de faptul că diferite cazuri de înșelăciune în care el este implicat vor apărea public la Diaspora Online TV și ne-a rugat să nu-i mai asociem numele cu partenerul său, stolerul Cristian Ionuț, pentru că este cu mult sub nivelul lui de inteligență și nu există niciun grad de comparație între ei. Acesta nu a negat faptele de înșelăciune pe care le-a făcut împreună cu partenerul său, stolerul Cristian, și ne-a dat de înțeles că s-a folosit de naivitatea acestuia pe care l-a băgat la înaintare în toate cazurile de țepe pe care el le-a gândit și le-a pus la cale. Țeparul Răileanu Cătălin nu a doit un punct de vedere în legătură cu cazurile de înșelăciune în care este implicat și a evitat să dea informații suplimentare în afara celor pe care Diaspora Online TV le-a făcut publice. Toți cei care dețin informații despre acești doi infractori, care au înșelat în mod premeditat foarte mulți români și moldoveni din Anglia, sunt rugați să ne contacteze pe pagina Diaspora Online TV. Indiferența instituțiilor din Anglia este motivul principal pentru care astfel de țepari în serie fără scrupule, precum Răileanu Cătălin și stolerul Cristian Ionuț, care cunosc legislația britanică foarte bine, dau țepe pe bandă rulantă, nestingheriți de nimeni, în mod premeditat și în formă continuată, fără ca să fie deranjați de cineva sau ceva și fără ca să răspundă civil sau penal pentru faptele lor de înșelăciune. Tocmai din acest motiv, Diaspora Online TV a inițiat în septembrie 2019 acest proiect util pentru comunitatea de români și moldoveni din diaspora, pentru că, dacă marea majoritate a țeparilor nu plătesc pentru faptele lor de înșelăciune și nu li se întâmplă absolut nimic din punct de vedere legal, am considerat că este extrem de necesar ca prin intermediul acestui proiect să-i putem face cunoscuți pe țepari în întreaga lume, astfel încât să putem diminua numărul persoanelor păgubite în viitor. În cele din urmă, persoana păgubită, Bechir Mariana, chiar dacă și-a recuperat mașina, a rămas totuși fără banii pe care i-a plătit pentru transport, 650 de lire, iar pentru că în viitor să nu li se întâmple și altora această experiență neplăcută, cu așa zis și transporturi auto pe platformă, a dorit ca să facă acest caz public la Diaspora Online TV. În următoarele minute vă vom prezenta câteva dintre conversațiile pe Facebook cu acest țepar, Răileanu Cătălin, iar concluziile le puteți trage și singuri. În legătură cu persoana țepuită din acest episod, Bechir Mariana, o putem confirma faptul că tot ceea ce ne-a spus în interviul său sunt lucruri verificate de către echipa Diaspora Online TV și confirmate de către mai mulți păgubiți care au fost înșelați în același mod de către cei doi țepari în serie. Interviul cu persoana țepuită, Bechir Mariana, este realizat în exclusivitate de către unul dintre colegii mei, Claudiu, și vi-l prezentăm acum în premieră la Diaspora Online TV. Spune-mi, te rog, câte ceva despre tine. Cum te numești, câți ani ai, unde locuiești și ce meserie ai? Mă numesc Bechir Mariana, locuiesc în Anglia, Londra mai precis, și am 35 de ani și sunt casnică. Care este suma de bani cu care ai fost înșelată și în ce constă această țeapă? Suma cu care am fost înșelată este de 5650 de lire, constând 650 de lire constând în valoarea transportului mașinii și 5000 de lire valoarea mașinii. Transportul din Anglia în România, da? Transportul din Anglia în România. Cum se numesc cei doi țepari care te-au înșelat în mod premeditat? Cei doi țepari se numesc Răileanu Cătălin și stolerul Cristian. Ai primit factură sau CMR, care este documentul pe care transportatorul trebuia să ți-l dea la ridicarea mașinii? Am primit, da, un CMR care a fost completat de stolerul Cristian,
Ulterior am aflat că acest CMR este fals. Plata pentru transport de 650 de lire pe care i-a achitat celor doi țepari la ridicarea mașinii, cum ai făcut-o? Cash sau prin transfer bancar? Plata am făcut-o cash pentru că ei nu au dorit să facem transfer bancar. Așa ne-au sugerat Răileanu Cătălin când am vorbit cu el la telefon. Am înțeles că ești singura păgubită care și-a recuperat mașina dintre toți cei 15 persoane cu care am comunicat. Când a fost ridicată mașina de către cei doi țepari, stolerul Cristian Ionuț și Răileanu Cătălin din fața casei tale din Londra, când ți-ai recuperat mașina și unde mai exact? Cei doi mi-au ridicat mașina din fața casei pe data de 15 noiembrie și mi-am recuperat mașina pe 25 noiembrie la aproximativ 5 km de unde locuiesc, de casa de unde locuiesc. Casa din Londra. Da, din Londra. Mai cunoști și alte persoane care au fost înșelate de către cei doi țepari și dacă da, îmi poți da câteva nume? Da, făcând, da, am știu câteva persoane, avem un grup pe Messenger, printre care se află Radu Roatis, Vlad Vladenco, Lădaru Marian, Alin Răducă, Cristian Marian, Tucă Daniel Ion, Zamfir Cornel, Mălnaru Liviu, și în total suntem 15 păgubiți. Care a fost metoda de înșelăciune folosită de către cei doi țepari în serie? Metoda de înșelăciune a fost că noi i-am găsit pe internet, mai precis pe OLX, am luat legătura cu ei prin telefon și așa s-a produs fapta. Deci au avut anunțuri că oferă astfel de servicii de transport? Au avut anunțuri pe internet că oferă servicii de transport mașini pe platformă Anglia-România. După care ei vin, îți ridică mașina, plata se face cash și normal mașina nu mai ajunge la destinație fiind abandonată la câteva străzi sau kilometri distanță de casă de unde a fost ridicată mașina. Ceilalți păgubiți cu care lua legătura au primit factură sau CMR de la cei doi țepari, stolerul Cristian Ionuț și Răileanu Cătălin? Da, și ceilalți păgubiți au primit și ei, la fel ca și mine, un CMR fals. Deci metoda este aceeași? Metoda este aceeași. Ai făcut plângere la poliția din Anglia și dacă da, ce răspuns ai primit în legătură cu cazul tău? Am făcut plângere la poliția din Anglia și nu am primit nici până ziua de astăzi niciun răspuns în legătură cu cazul meu. Poliția știe că ți-ai recuperat mașina? Poliția nu știe că mi-am recuperat mașina. Ai făcut plângere la poliția din Italia, unde stolerul Cristian este rezident și dacă da, ce răspuns ai primit în legătură cu cazul tău? Da, am încercat să fac o plângere poliției din Italia și răspunsul primit a fost că fapta nu s-a consumat pe teritoriul Italiei. Din păcate, ei nu pot face absolut nimic, fapta consumându-se de fapt în Anglia. Deci că nu este de competența lor. Nu este de competența lor, exact. Ce pași legale ai mai făcut în legătură cu acest caz de înșelăciune, pe lângă plângerea la poliția din Anglia? Am mai dat un consemn la toate vămile din România. Mai mult de atât nu am putut face și altceva decât să îi dau și pe toate rețelele de socializare. Ceilalți păgubiți au făcut plângere la poliția din Anglia. Am poți da câteva detalii în acest sens? Da, și ei au făcut plângere la poliția din Anglia, dar și ca și în cazul meu și în cazul lor nu prea s-au ocupat de legal, da, de noi. Nu s-au implicat. În unele cazuri plângerile au fost considerate penale și atunci le-au luat în considerare poliția și în altele cazuri au fost considerate
societate civile și i-au trimis în, la judecătorie. Ai încercat să rezolvi amiabil cu cei doi țepari? Ai mai luat legătura cu ei? Am încercat de foarte multe ori să îi sun, dar din păcate ei nu mai răspund și au telefoanele închise. Ce recomanzi românilor din Anglia și nu numai, care au fost înșelați de către acești doi țepari, Stoleru Cristian Ionuț și Răileanu Cătălin? Le recomand tuturor românilor să distribuie pe rețele de socializare, să iasă cât mai mult public, indiferent unde, și să facă cum am făcut și eu. Am luat legătura cu voi și cu toate persoanele posibile și să facă normal și plângeri la poliție. Ce recomanzi românilor din Anglia și nu numai în legătură cu transportul de mașini pe platformă din Anglia sau alte țări din Europa în România? Le recomand tuturor românilor să fie foarte, foarte atenți când iau legătura cu astfel de persoane, să controleze dacă firma este reală, să facă poze, fotografii mașinii, platformei cu care o să colaboreze. Nu știu, să ceară o factură fiscală. Nu știu, tot ce se poate să nu se mai întâmple așa ceva. Acesta este un reportaj de la ProTV, unul dintre multiplele cazuri de înșelăciune pe care Diaspora Online TV le investigează în legătură cu acești doi țepari în serie. 10 de români care locuiesc în Marea Britanie au ajuns în situația disperată de a-și căuta mașinile pe străzi, în parcări și pe rețelele sociale. Cu toții acuză că au fost păcăliți de niște escroci români pe care i-au plătit să le transporte autoturismele în România. Indivizii le-au luat banii, însă le-au abandonat mașinile în orașe din Anglia. Polițiști englezi și români anchetează cazul. Le-au abandonat undeva pe aici. Și acum umblă pe străzi ca să cauză. Aceasta este activitatea lui Radu de mai multe zile. De când a aflat că a fost păcălit, își caută autoturismul prin orașul Doncaster din nordul Angliei. A plătit 550 de lire ca mașina să-i fie trimisă în România pe o platformă. În schimb, am primit un mesaj să-mi caut mașinile în orașul din care le-am încărcat, pentru că nu le-am mai transportat în România. N-am decât să-mi caut mașina momentan pe străzi și să sper că am să o găsesc. Pe rețelele sociale, românul a descoperit că nu este singurul păcălit. Alți 10 de oameni care locuiesc în Marea Britanie spun că sunt în aceeași situație. Unii și-au luat liber de la serviciu ca să-și caute mașinile. Erau doi bărbați, mi-au luat mașina, banii și-au plecat. Și pe urmă tot sunam, că nu-mi răspundeam, doar prin mesaje. Îmi spuneau că sunt pe drum, că fac pauză și pe urmă ne-am dat seama că prin ceva țeapă. Am luat legătura cu unul dintre bărbații căruia i-au fost predate mașinile. Acesta susține că nu are nicio vină, pentru că el ar fi fost doar șoferul. Îl acuză pe un alt român că ar sta în spatele presupusei escrocherii. Eu doar am fost închiriat pe raza UCAPA ca să colecteze mașinile în 2-3 puncte fixe. Vă gândiți să dați banii înapoi pe care i-ați primit prin acest contract? Nu și dau banii înapoi, eu am muncit pentru bani, am dormit în mașină, doamnă. Că el trebuie să mai datorieze mie bani, pistă mie de lire. În Anglia, polițiștii au început deja cercetările și i-au chemat pentru început la audieri pe șoferii păgubiți. Și aici, în România, au fost depuse plângeri. La Roman și la Buzău, polițiștii au început să facă verificări cum faptele s-au petrecut peste hotare. Pentru început, polițiștii iau în considerare să dea mașinile în consemn la frontieră. O parte dintre cei care au depus plângeri au fost deja contactați de asociațiile care ajută și consiliază victimele infracțiunilor care se petrec pe teritoriul Marii Britanii. Acesta este țeparul Stoleru Cristian Ionuț, rezident în Italia, cel care a ridicat mașinile pe platforma sa, pe care a închiriat-o de la o firmă din Cluj, pentru a le transporta din Londra în România și cel care, ulterior, le-a abandonat la câteva străzi distanță de locul unde le încărcase. A
Acesta este țeparul Răileanu Cătălin, creierul acestui grup infracțional organizat, specializat în așa zisele transporturi de mașini pe platformă, din Anglia în România. Acestea sunt conturile de Facebook ale celor doi țepari care sunt implicați în foarte multe cazuri de înșelăciune de acest gen. Aceasta este una dintre înregistrările telefonice dintre Diaspora Online TV și țeparul Stoleru Cristian Ionuț, iar concluziile le puteți trage și singuri. Alo. Alo, salut, Stoleru. Da? Stoleru Ionuț Cristian, da? Cine sunteți? Cu cine vorbim? Claudiu, sunt de la Diaspora Online TV. Așa. Te contactez în legătură cu cazurile de înșelăciune care le-ai făcut cu Răileanu Cătălin. Da, eu n-am făcut nicio înșelăciune. Sunt cel puțin 15 păgubiți care spun că da. Nu mai este niciun 15, mai este unul sau doi care nu și-au găsit mașinile de la poliție. Dacă ești la Diaspora TV, măcar informează-te ca lumea. Păi eu mă informez, eu investighez foarte bine cazurile. Păi investigați-le bine, dar nu spuneți mie că eu m-am ocupat din șelăciuni. Păi deja mi-ai făcut o acuzație. Păi da, normal, cine a ridicat mașinile? Păi cu ce trebuie să-mi faci o mie acuzație? Cine ești tu ca să-mi faci o mie acuzație? Păi eu îți dau un drept la replică, vei apărea în emisiuni în care vor fi difuzate în toată Europa și în România, da? Da, bă, o să mă difuzez în toată lumea, așa în America. Păi vreți să-mi două-trei întrebări? Bine, dacă nu, cum vrei, ai vreo firmă în UK? Am, ce firmă în UK? Care-i problema? Cum se cheamă firma? Bă, nu vreau să-mi spun cum nu se cheamă firma. Era Cristiano Trans Ltd. În Oxbridge. Foarte bine, dacă știi că mă găsești pe Google. Măi, poliția s-o pește pe ei. Spune ce spune să vă găsești din Anglia. Poliția s-o pește pe ei? Românii. Da, că nu era nimica. Când mulți și-a găsit mașinile înapoi și unul se lua cealaltă. Da, câțiva și-a recuperat mașinile, restul nu. Cunosc foarte bine. Păi cine era ce le-am recuperat și le-au găsit o parcare în jos cu Drăilea, nu ăla, dar noi le-am spus ce unul și le-au găsit. Doar câțiva și-au recuperat mașinile, păi sunt o grămadă care nu... Păi 95%! Ba, nu e adevărat, asta e vrăjeală de ta. 95%, deci știi câte persoane nu și le-au găsit? Pentru că mașinile le-au ridicat aici la primărie. Dacă ei sunt analfabeti, români proști analfabeti, și nu ce ei să caute pe un site care stau în Anglia. Deci ei sunt proști, că au fost înșelați, li s-a luat mașina și li s-a abandonat mașina. Cine înșelat, mă, dar ce? Crâine nu plătim, mă, transportul, cine nu înșelat? Toată lumea câtă bani în România, cine înșelat, frate? De cum, au dat bani? Cine înșelat, cu cine înșelat? Care mașini? Cine dat bani? Cine dat bani de la ridicarea mașinii? Are vă mărtii, vă chitanță, vă factură! Tu de ce folosești un CMR fals din Spania? Eu am folosit pe eu? Da. Nu am făcut nimic, nu e adevărat, eu am fost o fieră. Am fotografii cu tine și de la firma, de la firma asta din Spania care ridicai mașină și de acolo ai făcut. Nu e adevărat, firma din Spania, eu le-am făcut lor un transport acum un an, doi în urmă. Știu. Și nu știi nimic, că ai să fii și știi tu bat câmpii. Tu, deci nu știi nici vezi, nu știi, firma cu acuzații. Și nici măcar nu vii cu ceva concret. Cum îl cheamă pe Răileanu Cătălin exact? Cum îl cheamă? Păi așa-l cheamă, eu așa-l am copilul lui, am contract cu el, frate! Ce vrei mai mult? Eu? Eu ca firmă de transport, eu fac colaborări! Poți să-mi trimiși? Nu trimit nimic eu ție, eu nu-mi dau la poliție, atâta eu nu-mi dau ție, că sunt cu eu, tu mă sunt prin numărul de Italia și nu-i văd cu cine vorbesc. Păi, m-am prezentat de la început, ți-am spus cine sunt, că puteam să inventez un nume oarecare, dar m-am prezentat. Să ascultă poziția mea care este. Eu am făcut contract cu măi și natul de mine, acum aș mai găsi numărul meu de imobil. Da. Eu dacă vreau să fug, îmi închideam Facebook, îmi închideam pagina, eu fac transport și eu de azi, fac și mâine, fac și pe mâine. Am făcut de 10-15 ani, fac în 2005, dacă vrei, am firma înființată în România din 2005. Deci nu sunt ieri, m-am găsit ieri să fac eu, hai ca să traierez pe ei din Anglia. Nu e adevărat. Și eu am făcut în Germania, în genul ăsta colaborări. Dar nu vreau să spun, dar nu vreau să spun. Păi ce-i clar? Dar nu știu ce să spun. Ce anume? E firma la secret, adică e ceva secret, numele firmei, că doamnă țări. Nu, e secret, dar nu crede, dar nu are nicio... Nu e relevant, nu are nicio... Pentru ce? Ca
dacă mă denigrați voi pe Facebook și câte astea. Cât ai dar eu sunt pierdut până din cauza voastră. Dar mie și îmi plătești de spăgubirile astea. Mai vrei și despăgubirea, adică la câte mașini ai ridicat de la clientul, mai vrei și tu chiar nu ești conștient ce vorbesc. Deci eu am fost închiriat de Răileanu, am contract de închiriere, să-i adun mașinile de pe raza. Deci nici măcar să le duc în România. Ai avut contract ca să ridici mașinile și să le abandonezi la 2-3 străzi, mai așa? Asta a fost... Bă, omule, aș vrea să-mi zic că să le arunc în rând, eu le pun din mașină în rând, nu mă interesa. Eu n-am avut eu angajamentul cu oameni, tu înțelegi? Nu. Eu n-am avut angajamentul cu oamenii. N-ai înțeles, stai, nu te-am citat, că nu te-am sunat să ne certă. Păi, nu am zis că vorbește Iurea, îmi face acum la eu te-am întrebat altceva, te-am întrebat dacă tu ai avut contract cu Răileanu, dacă să ridici mașinile de la client. Nu, el îmi spunea, el vine acum, el îmi spunea. Lasă-mi să termin întrebarea, deci ai avut contract cu Răileanu ca să ridici mașinile de la păgubiți și le abandonezi la 2-3 străzi mai încolo și încasezi? Mă, dar nu-ți păgubiți oamenii ăștia, frate, nu-ți păgubiți nimeni. Bine, lumea noastră de transport, chiar... Atunci repet oamenii au vrut să le trimit, să le duc mașinile acasă pe banii lui. Omul nu a mai făcut transport, nu a avut bani. Ce am înțeles eu din toată combinația asta? Bun, și tu ai abandonat mașinile? Ascultă, păi tu ai abandonat mașinile? Dar nu le-am abandonat, băi, omule, eu! Știi ce înseamnă abandon? Abandon, știi ce înseamnă cuvântul abandon? Nu sunt niciunată! Eu le-am parcat într-o parcare! Le-am descărcat într-o parcare! Da, nu s-a abandonat! A fost totul premeditat, că le-ai încărcat și le-ai descărcat. Nu era nici! Lăsăm parcări de pe autostradă, unii el, veneau tirurile lui! Am mesajele tale cu... Dacă erau deschiți, nu văd de astea. Ce mesaj? Eu i-am înjurat și m-am săturat. Da. Eu i-am înjurat și tot m-am surat și mă dezincrez pe nimic pe Facebook. Păi nu m-am încercat nimeni, deci m-am înjurat pe prostul ăla de Vladenco, care nu un oligofren, care spunea plângea în interviul de la Coate Lep, plângea pur și simplu. Măi, Soleru, eu... Eu colaborez cu omul ăla, și acum... Tu mă subiectezi cu mine, eu până am și buletinul tău, am și buletinul lui Răileanu, am toate informațiile, de ce... Dar șterge de cu el la fund, șterge că nu vorbesc cu el, că altceva n-am ce să faci cu buletinul meu. De ce spui? Păi nu... Păi nu ai informații, că ai numai niște aberații, ai niște... informații aferente, cum să zice. Păi luminează-mă tu atunci, luminează-mă tu să vedem cum este. Păi dar nu am spus că am fost răunul meu. Eu am fost închiriat de Răileanu ăsta Cătălin. El m-a contactat, cum ai contactat tu cu Facebook, cum ai găsit tu acum numărul meu, telefon. Așa mi-ai găsit și el numărul meu. Mi-a propus să fac o colaborare cu el. Nu s-a luat de mine două ani de zile. Adică el pe tine te contacta din Italia, da? Te contacta cu număr de Italia ca să duci mașini din Anglia în România, să înțeleg, da? Dar tu crezi că numărul ăsta m-a spus? Cum ai spus asta și am spus el? Păi nu, dar de ce l-a luat pe cineva care e direct din Anglia? Nu înțeleg de ce te-a luat pe tine care ești în Italia. Păi eu m-am găsit din nou pe Facebook. Eu zic că mă rog, domnule, la poate, eu nu știu creierul lui de ce m-a spus pe mine, că acum cred că n-am fost extras la tombolă. M-a extras pe mine că am fost în norocotul câștigător, cred că. Nu? Deci tu acum vine asta, acum îmi deleg care e relevant. Tu spui că ești o persoană corectă și nu ești implicat în cazul ăsta de înșelăciune, da? Nu am nicio implicație, deci nu am nimic. Cum am ajuns eu în posesia unui CMR fals, eliberat de tine, adică dat de tine la... Nu-i de mine, iar îți spui la păi de la firma ta, e trimis de tine, am văzut, i-am verificat. Ai vrea tine? Nu te fie, nu te trimis de mine, nu la CNR-ul bunul ăla. Dar nu pot să dau eu în spate, toate cursele mele care le-am făcut în trecut, trebuie să dau fie acolo la verificare. Eu îmi vorbesc de chestia asta. Eu mă întreb retoric, cum a ajuns... Dar trebuie să rezi, nu mă dau numărul lui dacă vrei, îți dau numărul lui, Ianglia. Tu ai făcut de pe firmă pe firmă contract de colaborare sau de pe persoană fizică? Cum ați făcut? Da, de firmă, cu firma lui, că nu are el. Firmă, ce firmă are el? Dar nu pot să dau detaliile astea, dar nu pot să dau. Înseamnă că l-acoperi, vezi? Dar de ce să l-acoperi? Poliție, frate! Mai nu, eu am fost și la poliție, am fost și la avocatul meu. Eu nu pot să dau detaliile private la tot care m-au spus cu număr de Andrea și m-au cerut toate detaliile astea. Eu știu și firma, nu te-am întrebat la poliție să văd dacă ești persoană serioasă și ai ceva de acolo. Eu sunt foarte serios, n-am nimic, nu pot să dau informațiile astea la telefon când nici nu te cunosc. Nu ești tu ca să ai buletinul omul, că tu chiar dacă l-ai, tu nu ai, poți să-i zici buletinul, tu n-ai voie să ai datele personale, să știi de aici cu datele personale. Eu am voie să le dau. Nu, dar cu cine ești Dumnezeu? Nu contează, eu am dreptul să le dau, tu mă poți da în judecată, nicio problemă. Dar ea că nu vreau să dau un zi, frate,
Noi facem excepții, când e vorba de cazuri din astea de țepe, facem excepții și dăm public idei. Mă, nu-i nicio țeapă, deci tu, hai ca să lămurim chestia. Eu, părerea mea personală, da. Și așa cred, și așa am văzut cu ochii mei, n-am fost nicio țeapă. Pentru o faci cunoscut, o să pot zic eu cu că nu poți să vii în România la tribunal. Toți se pare cu care facem emisiuni, toți ne amenință cu tribunal, dar niciunul nu s-a ținut de cuvânt. Sper să fii tu măcar primul, pentru că noi chiar ne dorim să ne... Eu sunt primul. Noi chiar ne dorim. De acum. Deci visul meu personal este să mă judec cu cât mai mult se par din toată Europa. Asta în cazul în care nu ai știut. Nu poți zice o țeapă, că oamenii s-au văzut mașinile. Dacă nu sunt fără nicio mașină. Am plânge la poliție, la oameni de fitness number și tot, și nu și-au găsit mașinile. Cum? Păi da, mă, oameni, au făcut plângeri, dar când îți găsiți mașina, trebuie să retragi plângerea. Atunci, de ce nu mai ieși public în emisiunile noastre să mintă că nu și-au recuperat mașina din moment ce ei și le-au recuperat? Care ar fi motivul și logica? Păi nu știu care ar fi motivul, denigrarea. Asta e motivul ca zice celălalt să le arătăm. Noi nu... Păi zice ce să le arătăm la ăștia ce am făcut noi. Nu. N-au putut nimic, n-au plătit prețul. Deci nu am văzut nici transportul. Sunt niște proști, părerea mea, că și-au văzut joc, ei au vrut să-și bată joc de altul care face o afacere corectă. Eu așa văd din situația mea, din patron, care am o activitate. Și ce? Ei au vrut să-și bată de joc de altul. Deci tu cu Răileanu ați făcut afaceri corecte, adică să înțeleg, da? Și ceilalți sunt proști. Cu ce afacere am făcut eu corecte cu Răileanu? Eu am făcut colaborare, n-am mai văzut afacere. Cum se cheamă firma lui Răileanu, care... Nu știu nimic cum se cheamă, nu mă lua pe mine cum se cheamă, că ai zis să mă denigrez cu asta, cum fac cunoscut. Te rog frumos, dacă, te rog, știi ce, dacă sunt trimis și mie emisiunea, când o faci mă denigrez, cantam și-o probabilicanul meu. O să fie multe, nu o să fie una. O să fie, scuze, o să fie, o să faci telenovelă ca asta, ca Dan Diaconescu, vrei să-i bucătări tău? Că noi o facem aici, munca asta o facem voluntar, nu suntem plătiți nici de țepar, nici de țepuit, poate n-ai înțeles sistemul. Oamenii ăștia cu ce au greșit ca să fie înșelați cu atâtea mașini? Păi nu i-am înșelat eu, că eu fac doar Italia. Eu nici nu fac Anglia, ca idee. Păi eu nu fac transport, de atunci nici mi-am luat. Și atunci, de ce ai firmă? Mă, dar eu am acolo la mașină. Mă, eu am acolo, dar nici n-am, că eu sunt de face, am firmă în toată lumea. Am și la un cu firmă, vrei să caut firmă la un om. Și atunci, de ce te-ai încurcat să... Și ce te interesează pe timp ce am eu în Anglia? Tu dacă l-acoperi pe Răileanu, ești complice și... Înțelegi? Erai un om de... Cum că l-acoperi pe el? Stai puțin să vorbim. Păi eu pot să cresc, nu cresc că el e stăpuitor. Hai să purtăm un dialog și nu un monolog. Deci, dacă erai de bună credință și vrei să te diferențiezi de Răileanu, da? Că el ar fi țepar și neserios și excroc și așa mai departe, nu numai... Dar nu poți să spun că țepar. Nu numai... Nu poți să dai un verdict că țepar. Pentru că eu nu sunt un om personal. Eu am văzut multe mesaje... Nu, scuze-mă, deja deviem. Deci tu am văzut multe mesaje că dădeai că el v-a înșelat, că el a făcut, că el... Toată vina o dădeai asupra lui și acum îți spui că nu este, că nu știi. Asta am înțeles poziția ta, nu mai am ce să mai verific în privința ta. Prost chiar așa de fraier și am dreptul la zi. Că dacă eram prost, te-am acasă. Nu îi făceam afaceri. Sunt niște proști care dacă erau oameni inteligenți, nu îi denigrau. Vorbeau frumos, spuneau, repede au denigrat și au pus cu câteva grupuri. Că este un preginit în Anglia, n-au raportat toți. Toți care au văzut acelea au raportat. Asta ce au făcut ei nimic în comparație cu ce vom face noi. Deja le-a făcut plângere la trei. Denigrare, tot asta, mai este un cur. La care? La un chiar, toți care au spus pe Facebook, toți. Cine a pus buletinul meu pe Facebook, n-are voie să ai de te... Dar ce trebuie legea cu datele personale? Eu cunosc foarte bine. Dacă tu ai mie... Eu cunosc. Nu cunosc. Bine, dar cu știi foarte bine. Tu nu ai voie să ai datele mele CNP-ul, dacă ai văzut când se găsește un buletin pe stradă, toată lumea acoperă CNP-ul și cu tirea și cu numărul de identitate. Ai văzut, da? Când se găsește un buletin și spune cineva că fie doamnă, dă-te buletinul lui. Noi mai facem, noi mai facem excepții când e vorba de țepar și înșelătorii. Nu există excepții în lege. Îți spune Cristian. Păi nu există excepții. Eu am dreptul să, la lege. Eu am dreptul să fac public ceea ce vreau eu. Tu ai dreptul să mă dai în judecată. Da. Tu vezi, dacă stai în Anglia acolo, nu poți să tragi la răspundere?
Dar cum indică că cunosc și eu polițiști care lucrează în Anglia? Mă fac plângeri mai ușor. Eu sunt director de fac plângeri. Mă, chiar m-aș bucura, sincer, m-aș bucura tare de tot. Dar dacă eu fac plângeri pe probii, că eu tot am și ăsta, am fost frumos, avocatul iar e frumos. A, cu asta l-a imprimat, de tot. Cunoști legile, cunoști legile, știi cum nu stă treaba, nu? Da, sigur, păi mă informez. Da, sigur, bun să nu. Păi le cunosc. Vreau să mă apăr. Eu sper să mă dai în judecată pe mine sau pe noi pe pagina asta, poți să ne dai în judecată, chiar mi-aș dori, sincer. Să ții de cuvânt. Cum te numești tu, când aveți numele, dacă vrei să spui încă o dată? Înainte am spus la început, dacă n-ai fost atent. Păi știu, vom să îl memorizez, că n-am fost atent. Claudiu. Claudiu și mai cum? Claudiu, ai de ajuns. Atunci e numele meu de familie, spune-mi și tu numele de familie, am văzut ce copii. Eu te investighez pe tine, nu tu pe mine. Ba tu ești polițai, mă, dă timpul la mea că ești prost. Băi, tu mă dai timp, mă faci să mă investigezi pe mine. Bă, găricile, bă, că mi-aș pula în gura asta, tu mă investigezi pe mine. Dar când mă investigezi, pe ce mă investigat în lumea asta? Așa. Pe ce mă investigat până acum? Băi, ce continuă? Ești măcar aici în pârlit? Nu-ți cocoș ca tine am investigat, stai liniștit. Tu, dar ce, dar când ai investigat tu? Păi tu nu spui și mie, tu mă investigezi pe mine? Da. Dar cine ești? Dar știi ce înseamnă investigare? Investigații jurnalistică. Dar tu? Nu confunda, investigații jurnalistică, poate n-ai înțeles. Băi, tu te exprimi că tu investighezi, tu te tari mare jurnalistul, dar tu ai jurnalistul ca să faci jurnalist, ca să investighezi. Băi, ce ai? Îți iau televiziunea în pulă, uite, ți-o zic pe românești, ți-o iau. Așa? Așa, să-ți scrie așa mare pe ecran. Băi, spune numele de familie, mai agariciule. Dă-mi numele de familie. Dă-mi numele de familie dacă ești așa de meu, jurnalistul în pește. Dă-mi cum te cheamă, dacă ce vrea te ascunzi, ești un pârlit, ești jurnal, mă ești râs ca un prost. Dar un registrat direct pe post, nu trebuie să scriu. Pot au bine ca să audă lumea ce personaj ești. Spune că ești un mare analfabet, uite, da. Să-l spui așa, ești un mare prost. Un prost nu licofenești. Uite asta, tu transmit live, să audă toată diaspora românească. Asta ești. Ai dat dovadă că ești limitat și ești un țepar excroc, deci asta este evident, înțelegi? Dar te las, te desfăr. Este evident. Jur, te las. Eu țepar, să-ți iau fața aia în sus dacă eu țepar. Asta tipiul ăsta ai tu parte în viață, asta tipiul ăsta ai tu, câte ai luat eu țepă. Țepar ordinar. Asta tipiul ăsta ai tu. Ordinar, părerea mea că ești. Din câte am văzut. Ești ordinar. Băi, oligofrenule, eu protestam să la satul Hansepul, la proștii aia, ca să le țin bunicilor să dea o pensie la bunicilor și la părintele lor care sunt plecați ca tine. Te-ai îmbură, te pot și pe tine și pe tăți escrocii tăi care spui că i-am întrebat eu. Băi, rapănule, îmi spui tine că eu separ, nu-i aș pula în tine. Îți plătesc pensia lui Magda, băi, prostule, eu. Dacă tu ești un prost, tu ce plătești la statul ăsta? Continuă, continuă. Păi continuă, că mi se rupe în pulă de tine și-ți înregistrările tale, băi, rapă-mi-le. Continuă, continuă. Nu te-ai dreacul de aici, putem e chiar te par, băi, că mi-am pierdut timpul, stau cu tine. Și tu și dă ideea. Și tu ești un rapă ordinar. Asta de ce nu spui? Tu ești un măjec ordinar. Vii tu să mă sub din mine ca să afli ce-i, să afli. Te dreacul, mi-am pierdut timpul cu tine. Acestea sunt câteva dintre mesajele pe WhatsApp între Diaspora Online TV și țeparul Stoleru Cristian Ionuț.
Acestea sunt câteva mesaje pe Facebook dintre Diaspora Online TV și separul Răileanu Cătălin. Aceasta este firma de transport pe care țeparul Soleru Cristian Ionuț o deține în Anglia. Aceasta este pagina de Facebook pe care țeparul Soleru Cristian Ionuț o deține în Italia, unde este rezident, pe care o folosește în promovarea serviciilor sale de transport. Aceasta este mașina marca Mercedes ML, pe care cei doi țepari o foloseau la încărcarea mașinilor pe platformă pentru a fi transportată în România. Dar, din păcate, aceștia, după ce încasau banii pentru transport, ori le abandonau la mică distanță. Acesta este CMR-ul fals pe care țeparii îl foloseau pentru așa zisul transport mașini din Londra în România. Acesta a fost episodul numărul 59 al emisiunii Țepari din Diaspora. Iar țeparii pe care vi-am prezentat în această seară se numesc Răileanu Cătălin, de 32 de ani din București, și Soleru Cristian Ionuț, de 36 de ani din Roman, județul Neamț. Aceeași țepari pe care i-am prezentat deja în episoadele precedente, numărul 45, 47, 49, 54 și 57, cu alte cazuri de înșelăciune identice cu acesta ca mod de operare. Persoana păcuvită pe care v-am prezentat în acest episod se numește Bechir Mariana, în vârstă de 35 de ani, din Galați, rezidentă în Londra, Anglia, de 3 ani, iar suma cu care aceasta a fost înșelată de către cei doi țepari în serie este de 650 de lire, din cei 5.650 de lire, cât a fost inițial, care a constat în transportul mașinii sale din Anglia, în Galați, de 650 de lire, pe care i-a plătit cash și contravaloarea mașinii sale, marca Mercedes Vito, de 5.000 de lire.
Dacă ați fost înșelați de către acești doi escroci și dacă doriți să investigăm gratuit cazurile dumneavoastră și să le mediatizăm în întreaga lume, vă rugăm să ne contactați pentru că doar împreună putem să oprim acești țepari de la mai înșela românii și moldovenii din diaspora. De asemenea, dacă locuiți în diaspora și ați fost înșelați de către alți țepari, indiferent când și cum s-a întâmplat asta și indiferent cine v-ați țepuit și în ce țară, ne puteți contacta cu încredere pe pagina noastră de Facebook și în mod gratuit ne vom ocupa de cazurile dumneavoastră. Dacă ați fost păgubiți, sclaviți sau înșelați la locul de muncă și doriți ca împreună să stopăm sau să diminuăm acest fenomen care ia amploare de la an la an, alăturați-vă și voi luptei împotriva țeparilor inițiate de către Diaspora Online TV, care a început acest proiect în mod voluntar în urmă cu 7 luni, devenind deja spaima și coșmarul țeparilor în serie. Nu-i subestimați pe țepari. Ei sunt inventivi și în fiecare zi gândesc cum să construiască o nouă țeapă. Țeparii nu trebuie să fie lăsați așa. Nu trebuie să fie ignorați și nu trebuie să vă consolați cu faptul că ați luat țeapă și nu mai aveți ce face și că banii nu-i mai puteți recupera. Țeparii trebuie să fie mediatizați cât mai mult. Trebuie să fie reclamați la poliție pentru că altfel ei vor continua să dea țepe și altor persoane care muncesc din greu pentru familiile lor. Săptămâna trecută, în episodul numărul 55, ați putut vedea un alt caz de înșelătorie din Valencia, Spania, în care protagonistul, adică țeparul, este Gonciar Vasile, din Bistrița Năsăud, născut în Republica Moldova, rezident în Valencia de peste 10 ani, fost sportiv de performanță, care l-a înșelat pe Vladimir Tescureanu, de 34 de ani, din Dondușeni, Republica Moldova, rezident în Spania de 3 ani și jumătate, cu suma de 890 de lire. Gonciar Vasile a înșelat mai multe persoane, iar dacă vom fi solicitați și de către alți păgubiți, cu siguranță vor urma și alte misiuni cu acest țepar. Gonciar Vasile a violat foarte multe fete tinere din Republica Moldova, multe dintre ele minore, care au lucrat ca bone și menajere pentru el în casa sa din Valencia, Spania. De asemenea, tot săptămâna trecută, ați putut viziona episodul numărul 56 cu un alt caz de țeapă și sclavie la locul de muncă. Un alt țepar care se numește Prelipcean Ionel Ghiță, în comuna Horodnic, județul Suceava, care l-a înșelat pe Sava Adrian, de 32 de ani din Suceava, rezident în Londra de 5 ani, cu suma de 2500 de lire. În zilele trecute ați putut viziona episodul numărul 57, un alt caz de înșelătorie, cu aceiași doi țepari în serie, pe care vi-am prezentat în alte 4 cazuri de înșelăciune identice, în episoadele precedente. Numărul 45, 47, 49 și 54, pe nume Răileanu Cătălin, din București, rezident în Londra, și Stoleru Cristian Ionuț din Roman, care l-au înșelat cu suma de 10.500 de lire, pe Molnar Ovidiu Vlad, de 30 de ani din Ihor, rezident în Sheffield, Anglia, de 2 ani. De asemenea, tot zilele trecute, echipa noastră v-a prezentat episodul numărul 58, un alt caz de înșelătorie, în care țepara este Grecia Mihaela din Bacău, rezidentă în Paris, Franța, de 22 de ani, de profesie medic specialist, chirurgie estetică plastică și reconstructivă, atât în Franța cât și în Bacău, unde are o clinică privată. Grecia Mihaela l-a înșelat pe Cancel Antonin din Bacău, rezident în Torino, Italia, de 25 de ani, cu suma de 40.000 de euro, bani care au costat în mai multe împrumuturi date în anul 2007, dar niciodată returnate păgubitului, conform înțelegerilor dintre părți. În următoarele zile veți putea viziona episodul numărul 60, un nou caz de înșelătorie din Londra, în care țeparul se numește Sârbu Ilie din Zaim, Tighina, Republica Moldova, care l-a înșelat cu suma de 3.500 de lire pe Vasile Pop, de 44 de ani, din localitatea Turt, județul Satu Mare, rezident în Luton, de 3 ani, tata a 4 copii, dar și pe cumnatul lui Vasile, pe nume Mișcă Dănuț Daniel, cu suma de 1.500 de lire. Total, țeapa a 2 persoane, 5.000 de lire. De asemenea, tot în următoarele zile, va urma episodul numărul 61 cu un nou caz de țeapă din Londra, capitala mondială a țeparilor, în care protagoniștii, adică țeparii, folosesc pe Facebook numele de Ușurelu, George Edward și Victor Andrei. Aceștia l-au înșelat pe Luhas, Vasile Ștefan, de 45 de ani, rezident în Londra de 5 ani, din localitatea Baia Mare, județul Maramureș, și pe soția acestuia, Luhas Daniela, cu suma de 42.000 de lire, prin diferite acțiuni ilegale pe care le-au făcut în numele păgubiților la HMRC, care este echivalent cu ANAF-ul din România, pentru recuperarea de taxe în urma unui bilanț contabil fals. Săptămâna viitoare veți putea vedea episodul numărul 62 cu un nou caz de înșelătorie, iar țeparul, care se numește Păună Ionuț Cătălin, din satul Valea Merilor, județul Olt,
municipiul Slatina, l-a înșelat pe Alexandru Teodor Botezatu, de 26 de ani, din Deva, județul Hunedoara, rezident în Londra de 5 ani, cu suma de 250 de euro, pentru transportul fictiv pe platformă a unei rulote în valoare de 1000 de lire din Southampton, Anglia, în Deva. De asemenea, tot săptămâna viitoare va urma episodul numărul 63 cu un nou caz de înșelătorie din Belgia, iar țeparul se numește Bogdan Ionuț Adrian, din Satul Mare, rezident în Belgia, care l-a înșelat cu suma de 1200 de euro pe Ceinac Vasile, de 36 de ani, din Cluj-Napoca, din 2011, născut în Hârnicești, Republica Moldova, care a fost rezident în Belgia timp de 3 luni jumătate. Echipa Diaspora Online TV are în curs de investigare foarte multe cazuri de înșelăciune din diferite țări din Europa, care vor fi difuzate în curând în cadrul emisiunii Țepar din Diaspora. Abonați-vă la canalul nostru de YouTube, dați like la pagina noastră de Facebook, Diaspora Online TV, ca să fiți la zi cu toate emisiunile pe care vi le vom prezenta în viitor. Dacă și voi susțineți această inițiativă și sunteți contra țeparilor și doriți să contribuiți la dezvoltarea acestui proiect, dați-vă rog distribuire în cât mai multe grupuri de Facebook. Vă mulțumim și vă dorim o seară bună! Jos țeparii!